cel mai mult bani acolo. Domnul ministru, sunt fericit să particip la semnarea acestui contract, tot ce ține de proiectul sistemului de canalizare și stație de purificare. Să obținem o stație modernă și vreau să vă spunem că, cu adevărat, aducem sincere mulțumiri ministerului, colectivului care ne-a ajutat să obținem acest proiect. Dumneavoastră a fost și beneficiarea proiectului de aprovizionare cu apă. Da, și sunteți una dintre comunitățile care am spus la Fondul Ecologic că trebuie să ne ținem de cuvânt, de fiecare dată am zis, cei care vin cu proiectul de apă trebuie să aibă și desene tehnice pentru canalizare. Iată, începem să ne ținem de cuvânt. Acolo unde am făcut ca să fie apă, acum trebuie să facem să fie și canalizare și stații de epurare. Începem cu dumneavoastră, am început la Corjul, am început la Șolgănești, discutăm cu orașul Cinșlia, în continuare, că avem mai multe astfel de proiecte.